Am început să am dureri acute. La început erau periodice, dimineața apăreau și deja nu mai puteam merge. Mă durea. Spasmele din abdomenul inferior au constrâns toate mișcările olese. Femeia nu putea înțelege ce îi se întâmplă. De îndată ce începea ziua, vrea să facă ceva în bucătărie și cum se apuca de un lucru, îi apăreau durerile. Stătea, apoi o văd că se încovoiază și începe să plângă. Eu zic, Olesea, nu trebuie, voi face singura asta. Am luat analgezice cu pachetele, o mulțime, Ketanov și alte preparate ca să scap de durere, dar nimic nu m-a ajutat. Parcă mă tăia cu cuțitul în interior, așa dureri acute aveam. Eu îi zic, Olesea, mergi la medic într-un final și te examinează. Ce se întâmplă cu tine? Pe data de 20 am mers la policlinică și imediat m-au trimis să fac ecografia. Ea a făcut ecografia, a venit acasă și îmi spune, știi ce? Eu o întreb, ce? Gata, eu voi muri de grabă. Când mi-au spus că am cancer, atunci toată viața mi-a trecut prin fața ochilor. Îmi era frică de un singur lucru, să mor și să las copiii singuri. Pe fondul fricii de moarte, boala a lovit cu o mai mare putere, paralizând întreg corpul. Era foarte greu să privești dintr-o parte, la faptul că ea nu se putea ridica din pat. O durea, o tăia, noapte se culca dar pe o parte și atâta. Ea nu se întorcea, într-o poziție dormea până dimineața. Din cauza durerii nu puteam face nimic, nici copilul în brațe să-l țin, nu puteam nimic absolut. Soțul făcea ordine, gătea, spăla și noapte se trezea și hrănea copiii. Eu nu mă ridicam, el făcea totul. Aveam dureri ziua, dar noaptea mă durea și mai tare. Nu mă voi trezi, mă gândeam. S-a închis în sine, ea permanent afirma, voi muri. Soțul Olesei a povestit despre aceasta duhovnicului său, pastorul misiunii Renașterea Lumii din orașul Kazatin. A fost o lungă pauză, apoi pastorul spune, German, știi că Dumnezeu este cu noi. Nu îți fă griji, nu te gândi la nimic. Pe 6 decembrie va fi ziua de naștere a bisericii, va fi rugăciune mare, va fi o conferință. Neapărat vino cu soția, vino cu întreg grupul. Vino și vedeți, Dumnezeu o va vindeca. Știi, o scânteie s-a aprins în mine. Olesea și German, plini de speranță, au venit la Kiev la aniversarea Centrului Duhovnicesc Renașterea Lumii din Kiev. A ieșit apostolul pe scenă și a început să se roage pentru vindecarea cancerului. Chiar acum este distrus blestemul de cancer. Ascultați, acum primiți vindecare. În sală este o persoană care primește totală vindecare de oncologie. Femeie, fii vindecată în numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Atinge-te, Duhule Sfânt. Atinge-te! Picioarele mele parcă au fost cufundate în gheață, îmi era frig. Am început să tremur, apoi am fost cuprinsă de fierbințială, mi-a stat rău, mai nu am căzut jos. Cineva care este în sală, astăzi a primit vindecare de cancer. Nu doar o singură persoană. Bucurați-vă pentru acești oameni! Aleluia! Eu am simțit în sine ușurare, am simțit libertate. Când apostolul s-a rugat pentru mine, durerea care era a dispărut, nu o mai simțeam. Eu am înțeles, gata, am înțeles. Dumnezeu a atins-o și a vindecat-o. Eu am început să sar, să slăvesc pe Dumnezeu, am început să dansez. Așa o bucurie mare am primit. Eu stăteam, săream de bucurie. În suflet aveam o mare bucurie că eu sunt liberă, că nu mai am acea durere. Eu săream, eram bucuroasă, eu simțeam că nu mai am dureri, boala a dispărut. Când am ajuns acasă, eu deja puteam să-l țin pe copil în brațe. Olesea, când s-a întors acasă, a trecut ecografia. Analizele au arătat că cancerul nu mai este. Olesea este total vindecată. Dumnezeu mi-a dat vindecare și eu acum sunt născută din nou. Dumnezeu și Duhul Sfânt au fost cu mine. Ea acum este cu totul altă persoană. Ea a devenit acea Olesea care a fost și mai înainte. Ea acum este cu mine la rugăciune, este cu mine la laudă și închinare, ea este cu mine la grupul de casă. De dimineață m-am trezit, am adus lemne, am adus apă, nu mai am dureri. Deja am și uitat că am avut durere.
Asta e ceva extrem de minunat. Aceasta nu este doar fericire, ci este o lumină în întuneric. Eu sunt mulțumitoare lui Dumnezeu pentru faptul că El mi-a dat această viață, că El m-a vindecat, că El mi-a dat posibilitatea să trăiesc această viață, ca eu să pot să-mi educ copiii, să-i pun pe picioare. Mulțumită lui Dumnezeu, eu pot merge, pot face totul pentru copiii mei, pot să-i cresc împreună cu soțul. Mulțumesc misiunii Renașterea Lumii. Aceasta este casa unde te simți mereu cu căldură, siguranță, confort. Este o adevărată familie unde este Dumnezeu și puterea Lui, cu care totul este posibil.